Șefa Inspectoratului Școlar Județean Florina Stoian și cele două inspectoare generale adjuncte Nela Vamsidel, respectiv Daniela Palcău, își păstrează funcțiile. Ministerul Educației recunoaște că a greșit evaluarea managerială. Mai exact, inspectorii școlari care au primit punctaje foarte mici în urma evaluării realizate de Corpul de Control al Ministerului de Resort s-au întâlnit cu actualul ministru al Educației, care a dispus efectuarea unor verificări imediate. Acestea au scos la iveală erori majore privind modalitatea de evaluare a activității manageriale a conducerii inspectoratului și, prin urmare, anulează punctajele acordate pe baza cărora se acordă calificative. În data de 19 februarie, 6 dintre inspectorii școlari județeni revocați în august 2017 de fostul ministru al Educației Liviu Pop și puși în funcție de justiție au fost anunțați prin fax că au primit punctaje mici în urma evaluării făcute de Corpul de Control al Ministerului de Resort. La nivelul ICJ Buzău, Florina Stoian și cei doi adjuncți ai săi, Nela Vamsidel și Daniela Palcău, au primit fiecare până în 70 de puncte. În urma controlului efectuat de către Corpul de Control al Ministrului în perioada 20-23 februarie cu tema verificarea respectării metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari general adjuncți din inspectoratele școlare și directorii claselor corpului didactic, s-au constatat vicii majore în organizarea procesului de evaluare, dar și în evaluarea propriu-zisă. Corpul de Control al Ministrului a depistat numeroasele nereguli care au dus la vicierea procesului de evaluare. Au fost folosite formulare de evaluare care nu se regăsesc în ordinul de ministru ce reglementează procesul de evaluare. Din formularele utilizate în procesul de evaluare lipsește rubrica de autoevaluare. Totalul punctajului de pe unele fișe de evaluare a fost calculat greșit, astfel încât calificativele acordate au fost eronate, persoana evaluată obținând un calificativ mai bun sau mai slab decât cel corect. Pe baza acestor calificative, persoanele evaluate sunt menținute sau nu în funcția de conducere. Se arată în comunicatul Ministerului Educației. Astfel, Ministrul Educației Naționale a dispus anularea evaluării realizate asupra activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali și cei adjuncți și reluarea procesului de evaluare după revizuirea metodologiei de evaluare. Totodată, se vor efectua cercetări asupra faptelor care au condus la vicierea procesului de evaluare în vederea stabilirii răspunderii disciplinare a persoanelor care se vor dovedi vinovate.